Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, lucrările se desfășoară în continuare între cotele plus 27, plus 36. În anumite zone ale edificiului, lucrările au avansat până la cota plus 45. Datorită vremii favorabile, constructorul lucrează în trei schimburi cu un efectiv mărit. Între cotele 27 și 36, în acest moment se montează armătura rigidă în dreptul absidei nord, se montează armătură flexibilă la cele patru noduri de circulație care sunt în fața și în spatele celor două abside, și pe partea de nord și pe partea de sud. S-a finalizat montajul cofrajului curb semicilindrului de peste zona corului, și se montează în continuare prefabricatele din cărămide pe acest cofraj. După aceasta se, va, se vor prelungi armăturile flexibile în această zonă, peste acest cofraj corp și prefabricatele de care v-am spus. Detalii despre etapele construirii locașului de cult, despre arhitectură, dar și despre simbolistică, puteți afla consultând site-ul catedralaneamului.ro. Tot de pe această platformă online aflați și cum puteți contribui la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești.